Bună seara, stimați telespectatori, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii De la idee la afacere. În această seară îl avem invitat în studioul emisiunii pe domnul inginer Pascu Vlad, director adjunct al Fundației Centrul pentru Întreprindere, pentru Dezvoltare Întreprinderilor Mici și Mijlocii Maramureș. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Vom discuta în seara aceasta probleme despre finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii prin programul Startup Nation, câteva modificări în metodologia de aplicare a acestui program. Vă vom prezenta câteva idei posibile de afaceri care se pot realiza cu bugetul pus la dispoziție de acest instrument financiar, dar înainte de aceasta voi face, așa cum v-am obișnuit, o scurtă prezentare a activităților derulate în ultima perioadă în cadrul proiectului Invest Nord-Vest. Așa cum vă anunțasem săptămânile anterioare, astăzi a avut loc forumul de investiții realizat în cadrul proiectului Invest Nord-Vest cu tema Proiecte și parteneriate pentru regiunea de Nord-Vest. 63 de participanți din toate cele 6 județe ale regiunii Nord-Vest au participat la această manifestare desfășurată în sala de conferințe a hotelului Mara din municipiul Baia Mare. În deschiderea evenimentului au fost transmise mesaje din partea Consiliului Județean Maramureș, respectiv a președintelui Consiliului Județean Maramureș, organizație care este parteneră cu Fundația CDIMM Maramureș în realizarea proiectului Invest Nord-Vest și din partea instituției prefectului județului Maramureș. La sesiunea în plenă am avut 5 prezentări de la organizații importante în sprijinirea investițiilor și atragerea de resurse financiare spre sectorul privat. În această parte a forumului am avut o prezentare din partea reprezentanței Comisiei Europene la București, o prezentare din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, secțiunea pentru servicii dedicate întreprinderilor mici și mijlocii, Ministerul Dezvoltării Regionale prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest ne-a prezentat programele destinate investițiilor prin programul operațional Dezvoltare Regională, iar Ministerul pentru Antreprenoriat și Cooperație prin Oficiul Teritorial pentru IMM-uri Cluj ne-a prezentat în detaliu ultimele noutăți în ceea ce privește implementarea programului România Startup Nation, ceea ce va face și subiectul părții a doua a emisiunii noastre. În continuare, la părțile în panel, am avut 7 prezentări care vizau proiecte de dezvoltare ale autorităților publice și 7 proiecte realizate în sprijinul dezvoltării întreprinderilor private mici și mijlocii. Lucrările s-au terminat cu o sesiune în plen de concluzii, la care am cules feedback-uri din partea participanților la această activitate. Vom trece mai departe la punctul principal, actualități în ceea ce privește programul Startup Nation, pentru că de la ultima noastră întâlnire au apărut deja 3 versiuni modificate ale ghidului pentru implementarea programului. Noi o să avem o discuție pe baza variantei publicată în data de 29 mai, respectiv ieri. Domnule Pascu Vlad, ce noutăți ne aduce această ultimă versiune a programului Startup Nation? Programul în continuare este unul generos. Au apărut o serie de modificări și toate modificările care au apărut, spun eu că sunt spre bine. În sensul că clarifică o parte din aspectele legate de implementarea proiectelor și cerințele pe care trebuie să le îndeplinească o companie pentru a accesa acest program. Și sunt tot felul de îmbunătățiri în sensul acordării unor facilități suplimentare referitoare la ceea ce înseamnă achiziții, referitoare la persoanele care pot fi angajate pe locurile de muncă nou create, referitoare la partea de achiziții se apart niște clarificări, dar una dintre primele clarificări care mie mi se pare important este cea legată de persoanele care vor fi angajate. Ce a apărut nou aici?
După cum probabil știți, pentru a obține cât de cât un punctaj care să vă ofere șansa obținerii finanțării, trebuie să creați două noi locuri de muncă. Programul permite să accesați, față de versiunea care a fost publicată la finalul lunii ianuarie, în care se vorbea doar de două locuri de muncă, se spunea că sunt obligatorii, deci este ordonanță de urgență publicată pe 30 ianuarie, ordonanța 17. Între timp a apărut legea 112 pe 2017, lege care aprobă prevederile ordonanței de urgență și, în plus, pe lângă aprobare, aduce și anumite modificări. Iar una dintre modificări este că, dacă în acea ordonanță de urgență se vorbea obligatoriu de două locuri de muncă, prin lege se stipulează că este posibil și crearea unui singur loc de muncă. Și de acum e sigur că va rămâne așa, deoarece legea a fost deja promulgată de președintele României, fapt care s-a întâmplat săptămâna trecută. A fost promulgată de președintele României și ea a intrat în vigoare de sâmbătă. Sâmbătă, cred că a fost 28 mai, dacă nu mă înșel, sau 27. 26 chiar. Da. În orice caz, de sâmbătă, potrivit, ea a fost publicată pe 23 și intră în vigoare, urma să intre de sâmbătă în vigoare. Deci, dacă până acum au fost mereu semne de întrebare și mulți și-au pus problema dacă acest program va mai fi lansat, dacă va mai exista, fiindcă el până la urmă a fost amânat, cel puțin acum un lucru este clar. Avem o lege, da? Care a parcurs tot traseul. Da, care a trecut prin Parlament. Care a fost promulgată de președinte și care a fost publicată în Monitor Oficial și, mai mult decât faptul că a fost publicată, a intrat în vigoare. În continuare, deci, normele de aplicare... De ieri, deci de luni, din prima zi lucrătoare, ea poate să fie pusă în aplicare. Da, normele de aplicare în continuare suferă modificări, iar vis-a-vis de observația pe care ai făcut-o, astăzi vom discuta despre ultimele modificări apărute pe 29 mai. Aceste modificări se referă la normele de aplicare și nu se referă la baza legii, care, repet, fiind lege, este... Deci corpul legii, condițiile de acordare vor fi aceleași, doar metodologia de operare. Și este destul de greu de modificat, deci lucrurile intră în linie dreaptă, adică modificări majore nu mai pot să apară, legea fiind... Și luna iunie chiar poate să fie o lună în care acest program să devină operațional. Da, în luna iunie probabil, să sperăm că va deveni operațional efectiv. Ceea ce putem discuta, sau dacă modificările importante în lege sunt legate doar de faptul că programul poate fi accesat și prin crearea unui singur loc de muncă, pe partea de norme aici sunt mai multe modificări mărunte, ca să spun așa. Față de versiunile vechi, probabil vă aduceți aminte, spuneam că este permisă achiziția de bunuri, echipamente, utilaje, calculatoare, mașini și așa mai departe. Acum a fost introdus într-o versiune mai veche și achiziția de clădiri, iar pe ultima versiune, publicată în 29, apar niște mici detalii legate de clădirile care pot fi achiziționate. Și un lucru care apare foarte, foarte clar spus este legat de faptul că aceste clădiri trebuie în mod obligatoriu evaluate și trebuie să existe un raport anevar de evaluare. Deci un raport realizat de către un evaluator autorizat, certificat din partea anevar. Da. Practic, aici apare o problemă pe care trebuie... un cost suplimentar, da, de fapt. Deci este un punct foarte bun, este un avantaj fantastic să poți să-ți cumperi un spațiu. Repet, să-l cumperi, nu să-l amenajezi și nu să-l construiești. Fiindcă în ultima săptămână am primit o serie de telefoane, multă lume ar dori să construiască ceva, nu este permisă construcția. Sau varianta când aveau, deci eu am avut client cu construcție la jumătate și ar vrea să continue utilizând bugetul din acest program. Din păcate nu este posibil. Nu se poate. Oricum este o facilitate deosebită să poți să cumperi o clădire. Este un avantaj până la urmă. Pe de altă parte, bugetul este mic. Să nu existe confuzie.
pot să-și cumpere beneficiarii și spanții care sunt semifinisate, să le finiseze pe cheltuiala lor, dar această cheltuială cu amenajarea spațiului nu va fi cheltuială eligibilă în cadrul planului de afaceri, nu va fi prinsă ca și cheltuială eligibilă, nu va fi solicitată la rambursare. Rămâne 100% în sarcina aplicantului. Corect. Deci, practic, se poate face amenajare, dar nu în cadrul proiectului, nu în cadrul sumelor care vor fi solicitate la rambursare. În acest caz, în planul de afaceri, practic, vor trebui să apară și detalii și o eșalonare în timpul activităților, să prevadă și bugete pentru amenajare. Astea sunt, așa cum ai spus, în responsabilitatea integrală a planului de afaceri, când se va face bugetul detaliat și mai ales fluxul de numerar detaliat, acolo vor trebui evidențiate absolut toate cheltuielile pe care le va face firma și cele neeligibile, cele care nu pot să fie solicitate la rambursare. Bun, cârcotașii se plâng și spun, bine, bine, ce pot cumpăra cu 44.000 de euro, fiindcă este greu să găsești un spațiu comercial cu 44.000 de euro. Corect, nu mai suntem în criză, prețurile pe piața imobiliară au crescut, în Baia Mare au crescut într-o anumită măsură, dar dacă mergem în orașe ca și Cluj sau Oradea, prețurile au început să ajungă la niște valori impresionante. Da? Până la urmă, este evident că această sumă nu îți permite să achiziți integral un spațiu, dar nu este absolut nicio problemă cei care doresc să achiziționeze un spațiu, pot să din resurse proprii și diferența din resurse proprii. Deci să treacă maximum 44.000 de euro pentru achiziția de spații și diferența să o achite din resurse personale sau dintr-un credit bancar. Aș vrea însă să atrag atenția că proiectul nu poate să aibă ca scop doar achiziția de spații. Fiindcă proiectul urmărește dezvoltarea unei afaceri. Și pornirea la cheie a unei afaceri, care exact, trebuie să funcționeze cel puțin 3 ani. Locurile de muncă să fie menținute 2 ani, toate investițiile care se realizează din bugetul proiectului trebuie să fie menținute în funcțiune și cu scopul declarat al proiectului o durată de minim 3 ani. În primul rând, probabil cei care s-au documentat și cât de cât au citit despre acest program, știu că trebuie să accesez programul pe un cod CAEN eligibil, un anumit domeniu de activitate. Marea majoritate a domeniilor sunt eligibile, am mai discutat despre asta, sunt câteva excepții, agricultura, tutunul, alcoolul și așa mai departe. Există anumite restricții pe care le găsiți pe site-ul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, dar până la urmă tu faci un proiect pentru a desfășura o activitate și nu cu scopul unic de a cumpăra o clădire. Asta înseamnă că trebuie să te gândești clădirea să o integrezi într-un proiect, fie că este un proiect de producție, un proiect trebuie de... dotată cu echipamente, cu... Exact. Și atunci, mijloace fixe, cu obiecte de inventar. În varianta în care, hai să spunem, costul clădirii este mai mare de 44.000 de euro, va trebui să suportați din resurse proprii diferența, iar pe de altă parte, dotările și ceea ce înseamnă a transforma un spațiu într-o afacere, vor fi 100% în responsabilitatea dumneavoastră, adică celui care aplicați pe program. Așa că cota de contribuție, chiar dacă se spune că este 100%, programul rambursează 100% cheltuielile legate de demararea unei afaceri, până la urmă veți avea o cotă de contribuție mai mare. Dar, repet, până la urmă, chiar dacă unii spun, bun, și care afacerea este o afacere foarte mare, vorbim de 44.000 de euro nerambursabil. Reducând la aritmetică simplă, indiferent dacă afacerea va fi mai simplă sau mai complexă, statul va ajuta acea firmă nouă cu o infuzie de capital de 44.000 de euro, 200.000 de lei finanțare nerambursabilă. Da. Deci ăsta este ajutorul esențial care îl va primi fiecare întreprinzător care va avea plan de afaceri selectat. Un alt legat de investiții și de echipamente a apărut mai clar scris legat de ceea ce înseamnă echipamente tehnologice și se specifică că sunt cele cuprinse în HG 2139/2004 referitor la mijloacele fixe și amortizarea acestora, sunt cele cuprinsele în grupele 2.1, 2.2 și 2.3.6, adică echipamente tehnologice propriu-zise, aparate și instalații de măsură. Cele care ajută la obținerea punctelor suplimentare. Și utilaje de transport și ridicat, stivuitoare, macarele și așa mai departe. Deci, până la urmă, a fost clarificat și acest aspect și este foarte bine cu cât lucrurile
sunt mai clare, cu atât mai bine pentru dumneavoastră, fiindcă veți avea mai puține probleme la implementare. Fiecare întreprinzător va avea șansa să își facă o autoevaluare cât mai apropiată de realitate. Nu vor exista surprize după aceea la evaluarea proiectului și mai ales la implementare pentru cele aprobate. Tot legat, începusem să spun, de locurile de muncă, un aspect bun, spun eu, este legat de o mică clarificare vis-a-vis de categoriile de personal pe care le angajezi și îți aduc punctaj suplimentar. Ca să aveți niște puncte în plus, ar fi recomandabil să angajați două persoane care provin din una din următoarele categorii. Absolvent după 2012, și aici a apărut o precizare, ce înseamnă absolvent după 2012, să dețină o diplomă emisă de Ministerul Educației, care să poarte o dată de eliberare după... Începând cu 1 ianuarie 2013. Asta exact înseamnă după 2012. Cu 1 ianuarie 2013. Deci, practic, orice diplomă care este emisă de minister, da, este... Fie absolvent de liceu, absolvent de școală profesională, absolvent de facultate, fie licență, fie masterat, fie doctorat, oricare dintre cele trei diplome este valabilă, dar să fie eliberată după data de 1 ianuarie 2013. Da, după aceea altă categorie eligibile sunt șomerii și la șomeri sunt acele persoane înregistrate la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă și care sunt înregistrate, și adică aceștia sunt vor putea să probeze, da, cu copie după carnetul de șomaj sau adeverința, da, eliberată de AJFM-ul. Și persoanele defavorizate. Da? Aici este o lege pe care va trebui să o studiați, e un cuprins destul de larg vis-a-vis de categoriile de persoană defavorizată, dar până la urmă firma de consultanță cu care veți colabora vă va da detalii legate de aceste categorii. Bun, care este noutatea? Fiindcă, până la urmă, probabil știți că aceste trei categorii erau prevăzute și în varianta mai veche pe care v-am prezentat-o. Principala diferență este faptul că se permit schimbări între diverse categorii din cele trei. În sensul că, pe alte programe, până acum, dacă, chiar dacă erau permise mai multe categorii, dacă tu scriai că e absolvent, puteai să-l înlocuiești. La înlocuire, tot cu absolvent. Da, să presupunem că porniți afacerea, luați un absolvent, scrieți că veți angaja un absolvent după 2012, îl găsiți și se întâmplă ceva și el pleacă. Da? Teoretic, nu este nicio problemă, puteți să-l înlocuiți în maxim 30 de zile cu o persoană care face parte din aceeași categorie, adică este tot absolvent. Dacă ați fi luat un șomer, trebuia să găsiți un șomer sau o persoană defavorizată, o persoană la fel. E, până acum, luând de bună ceea ce se aplica pe programele cu fonduri europene, toată lumea a înțeles că dacă ai luat un tânăr absolvent, trebuie să-l înlocuiești cu un tânăr absolvent. Schimbarea va merge categorie la categorie. Categorie la categorie. E, în modificarea apărută acum două zile, pardon, ieri, da, ieri, se menționează că este permisă schimbarea între diferite categorii, dar numai din aceste trei. Da? Adică în momentul în care demarați afacerea, angajați personalul, dacă se întâmplă ceva și vă pleacă un angajat, vă pleacă un șomer, puteți să-l înlocuiți cu un tânăr absolvent sau în loc de un tânăr absolvent, puteți lua un șomer sau o persoană defavorizată. Pare un detaliu minor, dar din punctul meu de vedere este un lucru foarte important. Astăzi, în cadrul conferinței care a avut loc Invest Nord-Vest, am condus panelul dedicat firmelor private și investitorilor și una dintre problemele care a fost ridicată a fost exact aceea a forței de muncă. Și care e tot mai greu de găsit. Care e tot mai greu de găsit. Până la urmă, această mică modificare, eu zic că este extraordinar de bună pentru cei care vor să aplice pe program, oferă o flexibilitate și oferă șansa de a-și rezolva mult mai ușor problema. Aș vrea să fac o precizare vis-a-vis de aceste categorii speciale de angajați, dacă la persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă, deci se punctează exact la fel, tot în baza unei adeverințe emise de Agenția Județeană pentru Ocupare, Formare,
profesională, vă rog să aveți foarte mare grijă la persoanele care sunt încadrate în grad de handicap. Pentru că unele dintre aceste persoane au posibilitatea să lucreze, dar conform codului muncii, la unele dintre categoriile de handicap, programul de muncă nu poate să fie decât de 6 ore. Ori programul prevede să puteți să angajați pentru un loc de muncă o persoană care desfășoară program de muncă complet, 8 ore cu contract pe durată nedeterminată. Deci atenție că la cele 6 ore va mai trebui o completare de 2 ore ca să se poată bifa o normă întreagă. Și mai ales în momentul când se schimbă persoanele și la planul de afaceri, la cheltuieli, atenție unde va trebui să luați în calcul 6 ore sau 8 ore, pentru că toate informațiile trebuie să fie legate, trebuie să fie păstrate și la partea tehnică și la partea financiară în aceeași formă. Cu alte cuvinte, pe românește, chiar dacă aceste lege referitoare la persoanele defavorizate și modul când, cum sunt înțelese ele conform legii, este destul de cuprinzătoare și permite unei game largi de persoane să intre în categoria persoană defavorizată, în anumite situații veți constata că, deși sunt prevăzute în lege, practic nu puteți să le angajați sau, dacă le angajați, le angajați extra și ele nu se vor cuantifica, fiindcă în momentul în care se va constata după implementare că nu au un contract de 8 ore de muncă, practic nu vor fi... Dacă sunt persoane care au dreptul să lucreze doar 4 ore, atenție că vor trebui două persoane cu 4 ore plus 4 ore care realizează împreună o normă întreagă și se va puncta de fapt doar un loc de muncă complet de 8 ore și nu două locuri de muncă. Atenție foarte mare la calculul normelor de timp. O normă înseamnă 8 ore. Da, și aici foarte mare atenție. Deocamdată încă nu avem o formă finală a normelor de aplicare. Avem lege, dar nu avem. Din declarațiile domnului secretar de stat Ilan Laufer la una din conferințele care a avut loc pe 18 mai la București, el preciza acolo că trebuie să angajezi doar persoane cu 8 ore, cu normă întreagă. Acum, vedeți, normele se schimbă de la o săptămână la alta, sunt detalii, dar și aceste într-adevăr, detalii... cel mai sigur și cel mai simplu e să vă asigurați că persoana are voie să lucreze 8 ore, faceți contractul de muncă, deci, 8 ore, durată nedeterminată, orice complicație se elimină. La final, dar recomandarea noastră este, ca să zic așa, să vă gândiți să angajezi și mai ales cei care doresc să angajeze aceste persoane, să citească foarte, foarte atent documentele pe care le posedă aceste persoane, mai ales cele care sunt încadrate și în grad de handicap. Și mai am o recomandare, cei care vor să angajeze personal, să citească cu atenție codul muncii, fiindcă am întâlnit cereri sau mi s-a pus întrebarea asta, domnule, eu de fapt lucrez în altă parte, da? Și pentru început, fiindcă nu sunt convins că afacerea va merge, m-aș angaja, dar eu vreau să mențin locul de muncă care l-am 8 ore și să lucrez suplimentar aici. Atenție la prevederile codului muncii și la ceea ce faceți, fiindcă, practic, și aici va trebui să aveți un contract de muncă tot de 8 ore, este obligatoriu, da? Și atunci, dacă și dincolo, în altă parte, mai lucrați 8 ore, rămâne de văzut în ce măsură respectați toate prevederile legale. Mai ales că la înregistrarea în sistemul revisal la contractelor de muncă, a doua înregistrare pe același cod numeric personal, automat va da o înregistrare în roșu care va atrage atenția inspectoratului pentru muncă și chiar dacă nu o să vă viziteze administratorii programului, sigur inspectorii de muncă vor fi atenționați că ați semnat contracte de muncă peste numărul de ore legal permis de codul muncii. Dar până la urmă, astea sunt mici detalii, ceea ce este important că legea sau normele de aplicare, ultima variantă, s-au schimbat în bine, adică ușurează și mai mult viața celor care vor implementa proiecte, deci putem aprecia ca foarte bună schimbarea. Pașii făcuți până acum sunt legate de acest. Da. O să facem în continuare o scurtă pauză publicitară de 5 minute și revenim.
Îți place să stai lejer pe canapea? Naturlig, sute de modele de canapele și colțare te așteaptă în magazinele Naturlig. Vino să te bucuri de confortul tapiseriilor create în România. Te așteptăm în magazinul Naturlig din orașul tău și pe naturlig.ro. Naturlig, mobilier und decorațiuni. Preferi preparatele tradiționale sau rețetele moderne? Restaurantul Pronto îți oferă specialități pentru cele mai pretențioase gusturi. Preparatele proaspete, varietatea maximă, ambianța relaxantă și personalul profesionist și prietenos sunt ingredientele care îți garantează o experiență culinară de neuitat. Mănâncă sănătos și bucură-te de porții consistente la Restaurant Pronto. Restaurant Pronto. Mâncare ca la mama acasă. Dedicată sănătății maramureșenilor și nu numai, Policlinica Sfânta Maria pune la dispoziția pacienților săi cel mai nou și modern tomograf computerizat din județ. Policlinica Sfânta Maria percepe cele mai mici prețuri. Detalii pe policlinicasfântamaria.ro sau pe Bulevardul București 18 și 22. Programări la 0262-274-508. Policlinica Sfânta Maria. Îndeplinim dorințe. Nici o prăjitură din lume nu are gustul și savoarea celor făcute acasă. Cu Mama's Cake vei regăsi gustul copilăriei în toate prăjiturile oferite. Vino și tu și prietenii tăi la Mama's Cake și odată ce ne-ai trecut pragul, vei dori să revii în fiecare zi. Mama's Cake, cea mai nouă cofetărie situată în Baia Mare, pe Bulevardul Unirii, numărul 7. Prăjituri făcute cu multă dragoste pentru tine. Restaurant La Gourmet, unde fiecare detaliu este gândit să creeze o atmosferă unică pentru tine. Ai parte de experiențe memorabile în arta culinară într-un loc de excepție. Departe de agitația urbană a orașului, te așteptăm la grădina de vară a restaurantului La Gourmet din incinta complexului Magus. Stil, rafinament și eleganță. La Gourmet. Cele mai bune produse de porc provenite de la animale crescute natural în Maramureș la Seini. Danamari vă oferă carne afumată tradițional, sănătoasă și neinjectată. Danamari în Baia Mare, Baia Sprie, Seini și Negrești, Oaș. Continuăm, stimați telespectatori, cu noutățile apărute în normele metodologice de aplicare a programului Startup Nation. Domnule Pascu Vlad, ce noutăți mai ascund ultimele versiuni ale normelor metodologice? Da, un alt lucru extrem de bun este cel legat de modul în care se calculează punctajul și mă refer aici la modul în care se calculează punctajul după ce ți se aprobă proiectul. Până la urmă, dumneavoastră veți face un plan de afaceri, vă asumați atingerea anumitor obiective și anumite lucruri. Codul CAEN, declarați un cod CAEN, va trebui să lucrați pe codul CAEN respectiv. Echipamentele pe care le achiziționați vor trebui să fie legate de acel cod CAEN și folosite în acel scop. Vă asumați să angajați să creați 1-2 locuri de muncă, de la caz la caz, da? Probabil, sau poate chiar mai multe. Probabil unul sau mai multe dintre ele vor fi pentru persoane aflate, da, în condiții speciale. Așa. Deci lucrurile astea, hai să spunem, sunt destul de clare și bănuiesc că aici nimeni nu are probleme mari. Adică din momentul în care ai ideea de a face, știi ce vrei să faci, lucrurile astea sunt foarte bine definite.
și nu există șanse de eroare. În schimb, sunt niște puncte sensibile în grila de evaluare. Unul dintre puncte este legat de echipamentele tehnologice, iar altul este legat de aspectul primit inovație. La echipamentele tehnologice trebuie ca 50%, sau de fapt în planul de investiții trebuie ca minimum 50% să fie în echipamente tehnologice și categorii asimilate. 50% din cei 200 de mii de lei. Deci de lei. Practic cel puțin 100 de mii plus un leu. Da. E, acum, în practică, ce se poate întâmpla? Dumneavoastră aveți obligația să vă documentați, să cereți niște oferte pentru ceea ce doriți să cumpărați. Așa cum am spus și într-o emisiune precedentă, în cazul în care echipamentele vor fi mai scumpe decât ceea ce ați prevăzut dumneavoastră, ofertele pe care le aveți, nu este nicio problemă din punct de vedere al programului, veți plăti din buzunarul propriu diferența. Ați prevăzut, nu știu, un echipament de 10.000 de euro costă 10.500, dumneavoastră va trebui să mai puneți 500 de euro, vi se va deconta 10.000 de euro și totul este ok. În varianta în care echipamentele sunt însă mai ieftine, să spunem că evoluează în sens pozitiv prețurile de pe piață, scad prețurile în anumite domenii, vedeți, mai ales dacă e vorba de IT, tehnologii și așa mai departe. Probabil ofertele sunt făcute în euro și se modifică cursul în sens valutar, bun, da? Cursul valutar. Există teoretic șansa ca, de exemplu, dintr-un plan de investiții de 44.000 de euro, dumneavoastră să mergeți undeva la 22.500 de euro, să spunem, pe echipamente tehnologice ca să obțineți cele 10 puncte legate de acest criteriu de evaluare. Și în momentul în care ajungeți efectiv să implementați, acum vă faceți cercetarea de piață, lucrurile sunt foarte clare, veți avea o surpriză plăcută și veți constata că de fapt vă costă mai puțin bani. Să zicem că 1000 de euro. Să zicem că 1000 de euro. Și dintr-o dată din 22.500 de euro, valoarea investițiilor în echipamente tehnologice va scădea la 21.500. Până aici nicio problemă, numai că potrivit normelor acestui program, sumele rămase necheltuite nu pot fi cheltuite pentru altceva. Altă linie. Da? Deci, practic, economiile realizate nu se pot folosi pentru altceva. Tocmai de aceea este important să vă documentați foarte bine încă din această etapă. Nu veți putea cere să luați un alt echipament suplimentar. Atenție, în norme se specifică foarte clar, normele care le avem acum, veți putea cumpăra numai ce scrie în planul de afaceri, nimic altceva. Da? Ok, a scos valoarea sub 21.500 și probabil vă ați trecut, hai să spunem inițial, ați trecut în partea de salarii, chirii, consultanță și alte costuri. Și utilitățile, se pare și că sunt eligibile. Da, se pare că vor fi și ele. 21.500, da? Păi, deja în varianta inițială era 22.500 cu 21.500 și acum sunteți deja la 50-50%. Dar dacă cumva a scăzut și mai mult și mai vorbim de un euro diferență, practic vă treziți că nu mai respectați procentul de 50% și asta atrage, în varianta veche, atragea o penalizare. O descalificare, de fapt. Exact, teribilă, fiindcă practic era o descalificare. Într-o astfel de situație, te trezeai că nu ți se mai decontează prima tranșă, sau mai grav, dacă se constate lucrul ăsta ceva mai târziu, trebuie să dai toți banii înapoi, inclusiv dobânzile aferente. E, partea bună a lucrurilor este că în versiunea publicată ieri se spune că proiectul se poate redimensiona și dumneavoastră va trebui să aveți grijă ca restul cheltuielor să scadă proporțional. Aceasta vine sincronizat cu o altă măsură care prevede ca din cele trei număr maxim de cereri de rambursare care pot fi făcute, obligatoriu la prima cerere de rambursare trebuie să fie solicitate plățile pentru absolut toate echipamentele care urmează să fie cumpărate la tranșa a doua și a treia, putând să rămână doar salariile, chiriile și utilitățile. Alte categorii de cheltuieli. Tocmai, da, ca să se vadă exact de la prima tranșă de rambursare care este valoarea efectivă a cheltuielilor cu echipamentele tehnologice realizată
fizic la momentul achiziției și nu prognozată în momentul realizării planului de afaceri. Deci, până la urmă, și asta este o măsură bună care este în sprijinul celor care vor aplica pe program. Revine intrarea în incompatibilitate și returnarea banilor. Probabil o să existe o diminuare de câteva zeci sau sute de euro la cheltuielile dedicate salariilor și cheltuielilor cu utilitățile, cu chiriile, astfel încât procentul declarat între echipamente tehnologice și celelalte cheltuieli să se mențină cel din aplicație, din proiect. Din alt punct de vedere, legat de acest criteriu care va aduce 10 puncte, a investit peste 50% în echipamente tehnologice, din ceea ce constat eu pe piață, cel puțin în partea asta de țară, și nu mă refer numai la Maramureș, se constată o scădere a interesului, ca să spun așa. Deci, numeroase persoane care erau interesate de program au început să stea să gândească mai mult, ceea ce s-ar putea să scadă un pic plafonul. Da? Fiindcă la un moment dat, inițial, când toată lumea era foarte veselă și bucuroasă că se lansează acest program... Și entuziasmată. Și entuziasmată, mai ales, se vorbea că sub 90 de puncte nu ai nicio șansă să obții această finanțare. Și asta din experiența unor ani, mai cândva mai demult, când se intra numai cu 100 de puncte. Da? Dintr-o dată, volumul finanțării este mare, deci practic sunt bani pentru 10.000 de firme, este o mare diferență. Și entuziasmul a mai scăzut puțin și atunci este foarte posibil deja să spunem nu mai e obligat, adică ai șanse și dacă n-ai 90 de puncte, iar dacă mai multe persoane nu se decid repede, s-ar putea să coborâm plafonul undeva chiar sub 75 de puncte. Probabil la cele 50 de puncte estimate de guvern pentru limita minimă a eligibilității unui plan de afaceri are astfel de rațiuni în spate, ca cele 10.000 de finanțări, cele 10.000 de contracte, chiar să poată să fie semnate în cursul anului 2017. Bine, deocamdată este prematur să tragem o concluzie, dar în orice caz, cred că va fi nivelul de intrare sub cele 90 de puncte despre care se discuta inițial că sub 90 n-ai nicio șansă, deci eu cred că va fi destul de mult sub acest punctaj. Rămâne să vedem în momentul în care apar primele detalii, varianta finală a normelor și mai ales când va fi operațional portalul pe care vor trebui încărcate cererile de finanțare și planurile de afaceri. În timpul care ne-a mai rămas la dispoziție, o să încercăm să prezentăm și câteva idei de afaceri din domeniul producției, din domeniul serviciilor. Cu ce ați dori să începem, domnule Pascu? Da, fiindcă până la urmă s-a vorbit de IT și toată lumea este preocupată de IT, da, este o industrie aparte, este pentru profesioniști, pentru cei care lucrează în această ramură. Numărul de experți este mare în România, dar în Baia Mare este ceva mai mic decât în marile centre universitare, precum Clujul, Bucureștiul, Iașiul și Timișoara. Și de aceea, și în emisiunile trecute și acum încerc să vorbesc celor care încearcă să pună în aplicare niște idei, ca să spun așa, clasice, uzuale. Da? Iar dacă nu sunteți softist de meserie, da? Haideți să vedem câteva idei destul de comune care au șanse de reușită și spun că au șanse de reușită fiindcă sunt mii de afaceri de acest gen în România și dacă funcționează în altă parte, teoretic aveți și dumneavoastră o șansă. Nu este simplu, există concurență. Iar una dintre cele mai banale idei de construcții, de afaceri care poate fi pusă în operă, este firma de construcții, lucrări de construcții rezidențiale și nerezidențiale. Cod CAEN 4120 este unul din codurile CAEN eligibile, se încadrează în categoria serviciilor. Asta înseamnă că la punctaj veți obține un punctaj mai mic cu 10 puncte decât firmele de producție.
Dar, până la urmă, dacă atingeți și alte criterii, oricum este un punctaj ridicat, care, după părerea mea, vă oferă șanse să obțineți finanțarea. Deci ar trebui să țină cont cei care doresc să investească în acest domeniu? În primul rând, ei trebuie să gândească, pe de o parte, la business, evident, dacă afacerea merge, și aici, cred că în ziua de astăzi, problema cea mai mare pentru cei care au afaceri în acest domeniu este cea legată de forța de muncă. Tocmai din cauza migrației masive a forței de muncă. E un domeniu care a trimis spre Europa foarte, foarte mulți muncitori români. Da, o personalitate se exprima pe un post central spunând că plimbându-se prin Londra, auzea vorbindu-se toate șantierele și clădirile care au în lucru numai limba română și a rămas puțin șocat să vadă că peste tot unde se construiește ceva, se vorbește bine, dar englezii sunt supărați că le construim locuința. Da, sunt supărați și de aia au ieșit, așa că, până la urmă, este problema lor, este și problema noastră, din anumit punct de vedere, dar să știți că am fost contactat de români plecați la lucru în Anglia și unii ar dori să se întoarcă, să pornească o firmă în România. Se câștigă mult mai mult acolo, nu se poate compara cât se câștigă acolo cu ce se câștigă aici, dar sunt și o serie de dezavantaje. Dar și costul vieții e mult mai mare, nu se poate compara cu cel de aici. Și multe alte dezavantaje. Așa că, dacă știți să gestionați problema forței de muncă corect și găsiți mecanismele prin care puteți cointeresa oamenii, este o afacere pe care o puteți finanța tocmai prin Startup Nation. Adică unul, doi meseriași serioși care chiar să vină să lucreze într-o astfel de firmă. Vă puteți cumpăra, până la urmă, echipamentele, utilajele, vă puteți cumpăra un mijloc de transport cu care să transportați materialele la șantier sau la locul unde aveți lucrarea. Deci, până la urmă, aproape pentru o firmă mică, tot ce ți-ai putea dori, poți achiziționa prin intermediul acestui program. E o ecuație fericită, repet, dacă rezolvi ecuația forței de muncă. O echipă de două sau de trei persoane cu mijloc de transport, cu toate sculele necesare care pot să fie transportate cu acest mijloc de transport, se poate plia foarte bine pe cererea de lucrări, de reparații, de modernizări, de întreținere a unor clădiri sau chiar de construcție a unor clădiri de mai mici dimensiuni. Da, mai departe, o altă idee de afaceri legată, tot așa o idee clasică, legată tot de construcții, un alt cod CAEN eligibil, este cel de instalații sanitare, încălzire și aer condiționat. Asta este o afacere care, evident, merge și va merge întotdeauna, fiindcă atunci când nu se construiește, se repară. Da? Cine n-a avut nevoie de un instalator pentru reparații? Evident, varianta fericită este pentru cei care au lucrări de construcții, fiindcă, în general, le oferă un orizont mai mare de lucru și le oferă și niște venituri mai substanțiale. Este mai bănos, ca să spun așa, să fie o firmă care are permanent lucrări mari decât să stai pe reparații, dar, până la urmă, aici cineva trebuie să facă și reparații. Cineva trebuie să facă și reparații. Și probabil ați văzut diverse platforme online care sunt dedicate instalatorilor, dar de ce nu trebuie să vă gândiți că în fiecare oraș este nevoie de firme specializate care să ofere astfel de servicii. Iar prin program nu numai puteți să vă dotați cu toate sculele și cu un mijloc de transport cu care să mergeți la beneficiar, inclusiv să vă faceți un site de promovare și iar un lucru bun, una dintre ultimele modificări, este faptul că a fost introdusă și promovarea. Este adevărat că promovarea este limitată la 8.000 de lei, fiindcă în ziua de astăzi doar să faci un site nu mai este suficient. Marketingul din ziua de astăzi s-a schimbat radical. Lumea nu mai caută pe internet, lumea primește informații prin intermediul netului, da? Pe diverse canale și trebuie să investești și în partea de promovare online. Ori tocmai și promovarea online și numai promovarea online a fost introdusă ca și cheltuială eligibilă. Și tocmai găsirea unui specialist care să știe să facă informația despre firma ta, despre serviciile pe care le ofer, să ajungă exact către grupul de beneficiari potențiale ai serviciilor,
acest tip de servicii nu sunt foarte, foarte ieftine. Da, da, sunt destul de scumpe, deci cu banii pe care primiți puteți asigura începutul campaniei de promovare, deci puteți intra pe direcția cea bună, ca să spun așa. Cred că în timpul care ne-a mai rămas, poate că mai putem să abordăm maxim un domeniu de activitate. Aș merge în viteză peste 2-3 domenii, dar foarte pe scurt. Încercăm două, să vedem dacă ne permite timp. Observație la transporturi, fiindcă codul CAEN, da, aferent transportului, este eligibil, dar atenție foarte mare. Transporturile de marfă în contul terților nu sunt eligibile. Da? Deci mijloacele de transport destinate transportului de marfă în contul terților nu este eligibil. Orice altă cheltuială pentru acel cod CAEN de transport internațional marfă, da. Deci pentru dotare, nu știu, unei platforme, garaj, stație de service pentru parcul auto, orice, cu excepția mijloacelor de transport. Sub nicio formă, în niciun program european, mijlocul de transport destinat transportului de marfă pentru terți nu este cheltuială eligibilă la granturi. Așa că dacă vedeți acest cod CAEN, nu vă cel mai bine ar fi de evitat, pentru că și veniturile din transport trebuie separate în planul de afaceri și e o durere administrativă foarte, foarte, da, mare. Da, până la urmă e un cod CAEN care ar trebui evitat, mai ales că există și acea condiționare de a nu fi desfășurat activitatea pe un cod CAEN similar pe o altă firmă. Deci atenție foarte, foarte mare la cei care abordează. Și în viteză, așa cum am promis, două tipuri de activități care sunt extrem de căutate de oameni. Coafură, activități de înfrumusețare, 9602, este un cod CAEN eligibil pentru doamne. Este o activitate care poate fi dezvoltată, sunt mii de saloane în România, se închid, se deschid, dar întotdeauna este loc de altele, deci dacă aveți idei deosebite și vă pasionează... În Baia Mare există și furnizori de cursuri de specialitate, da, pentru aceste meserii, deci pot fi găsite persoane care posedă această diplomă de calificare în meseria de frizer coafor, deci nu este așa de dificil de găsit personal calificat. Da, și un alt cod CAEN extrem de căutat, întreținerea și repararea autovehiculor. Și aici mă refer la foarte multe persoane care știm cu toții lucrează prin diverse garaje, mai mult sau mai puțin oficial. Acum este momentul oportun, dacă vreți să vă dotați un mic atelier. Mai ales cu acele echipamente care sunt indispensabile, se știe toate garajele care fac intervenții și la sistemul de frânare trebuie să fie dotate obligatoriu cu tester pentru sistemul de frânare. Chiar o simplă schimbare a lichidului de frână în sistem obligă furnizorul de servicii la final să facă o testare, să tipărească o diagramă a testului făcut pentru fiecare dintre roțile mașinii și să o păstreze în original atașată la fișa de reparații a autovehiculului. Sigur, aceste fișe se verifică de către Registrul Auto Român și de către Inspecția în Transporturi. Deci este o afacere, adică este da, ideal, programul este ideal pentru cineva care este... Legile în vigoare. Da, da. Pentru 44 de mii la un calcul simplu pentru un service cu o boxă dotată după ultimele tehnologii și mai nou cu o boxă de spălătorie, pentru că se pare că și aceasta e obligatorie să fie atașată unui service auto, este un buget suficient pentru o astfel de mică afacere, care poate crea două locuri de muncă sau, dacă se lucrează în două schimburi, chiar patru locuri de muncă. Da, deci, până la urmă, aveți, cum să spun, sunt doar câteva idei. Dacă vă uitați pe lista codurilor CAEN eligibile, lista este imensă. Sunt 17 pagini de coduri CAEN, da, ceea ce nu e puțin. Unii se sperie și spun, dacă nu sunt IT-ist, n-am nicio șansă. Nu, vreau să vă spun că sunt multe domenii în care aveți șanse. Important este să puneți afacerea pe primul loc și nu finanțarea, să vă gândiți la afacere, cum vreți să o faceți. Și programul, acest program de finanțare este un sprijin pentru noi. Mai ales că în ultima versiune a planului de afaceri au apărut deja și capitolele pentru prognoza financiară. Trebuie făcute estimările foarte detaliate la nivel de buget de venituri și cheltuieli pentru minim 3 ani.
flux de numerar la fel pentru minim 3 ani, capitolul clasic finanțarea, sursele de finanțare ale afacerii și un bilanț previzionat. Toate acestea deja sunt disponibile. Cei care doresc deja pot să încerce să facă o simulare, să vadă și cifrele pe care le-au gândit, dacă la final au sau nu au capacitatea de a genera profit, care e o întrebare esențială. Da, dacă am vorbit numai de aspecte pozitive și de simplificări, partea asta de previziune financiară va ridica niște mici probleme, dar până la urmă de aia există specialiști care vă pot ajuta și care pot rezolva probleme. Mai ales bilanțul previzionat este un capitol care va da un pic de bătăi de cap, dar pe baza informațiilor pe care firma le furnizează, potențialul întreprinzător le furnizează, acestea toate pot să fie calculate, nu e o problemă mare. Un ultim minut pe care îl mai avem la dispoziție, ultime recomandări. Ultima recomandările este, repet încă o dată, să vă gândiți foarte bine la planul de investiție și la ce vă asumați. Și al doilea lucru, să nu vă speriați. Deci mulți spun, dom'le, n-am șanse decât dacă ating un punctaj foarte mare. Eu cred că multă lume are șanse și cred că 10.000 de firme e un obiectiv bun, interesant. Faptul că s-au și locat bani chiar creează șanse pentru multă lume. Deci tinerii, și nu numai tinerii, toate persoanele interesate, ar face bine să se gândească deja foarte serios, să viziteze oficiul Registrului Comerțului, să-și înființeze deja firma, pentru că mai avem două zile până la 1 iunie. Bineînțeles, ziua de 1 iunie va fi liberă, dar după aceea se va lansa programul. Domnule Pascu-Vlad, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune și dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, marți, la ora 19, la o nouă ediție a emisiunii De la Idee la Afacere. O seară bună tuturor! O seară bună!